Aș vrea să vă clarific un lucru. De fiecare dată când vorbim, tot ceea ce spun, spun din perspectiva ceea ce cred eu. Și concret, în discuțiile noastre, în cadrul primei ședințe pe care am avut-o în mod demonstrativ, am făcut o afirmație la genul că fie că alegi să lucrăm împreună, fie că n-alegi să lucrăm împreună, oricum ai alege, e ok. Și aș vrea să spun două vorbe în plus în această direcție, pentru că simt că ar trebui o clarificare. În momentul în care am ales să mă întâlnesc cu tine, am făcut-o fiind convinsă și știind că ești o persoană minunată, așa cum ești. Pentru mine, ești o creație minunată a lui Dumnezeu și te accept așa cum ești, te văd așa cum ești. Din acest punct de vedere, vorbeam că, indiferent dacă vei alege să lucrezi cu mine sau nu vei alege să lucrezi cu mine, pentru mine rămâi aceeași ființă minunată. O minunată creație a lui Dumnezeu, plină de iubire. Acum, perspectiva se schimbă când abordezi toată asta din punctul tău de vedere. Pentru că, în urma discuției pe care am avut-o, aș putea să spun că încă nu vezi tu în tine acea ființă minunată care ești. Încă te concentrezi asupra altor aspecte legate de experiențele pe care le ai, pentru că nici alea nu te definesc pe tine. Sunt doar experiențe, gânduri, sentimente pe care le ai. Și îndemnul meu este să începi chiar azi călătoria spre a te întâlni cu tine, spre a te descoperi pe tine, spre a te vedea pe tine ca ființa minunată care ești. Nu contează pe unde mergi. Nu contează ce direcție mergi, din punctul meu de vedere. Pentru tine toate astea contează, bineînțeles, contează când ajungi acolo, cum ajungi acolo, prin ce experiențe treci ca să ajungi acolo. Și aș vrea că atunci când te întreabă cineva, asta e urarea mea, dorința pe care o am eu în legătură cu tine. Și când te întreabă cineva, care este cel mai bun prieten al tău? Îți spui, mama, copilul meu, soțul meu, el e cel mai bun prieten. Aș vrea să spui, eu sunt cel mai bun prieten al meu. Pentru că eu este persoana care mă înțelege cel mai bine, care mă acceptă cel mai bine, care mă iartă pentru tot ceea ce am făcut și care e în stare să stea lângă mine fără să mă judece, fără să o zică. Ai făcut așa, ai trebuit așa, întotdeauna faci așa, niciodată nu o să fii persoana al cărei cel mai bun prieten ai vrea să fii. Ce pun de acum? Mulțumesc! Sunt Adriana Păunescu. Consilier în reconectarea cu sinele folosind metoda de taie. Îmbrățișez cu drag!